Bună ziua, oameni dragi! Suntem de 1 mai și sărbătorim această zi muncitorească alături de jurnalistul, analistul politic Sorin Roș Castănescu, care ne-a onorat primindu-ne în casa dumnealui. Ne-am și semnat în colțul suveraniștilor, ca să se știe, și vom discuta totuși dacă în țara asta se mai muncește, ce se mai muncește la nivel global, având în vedere că vine robotizarea peste noi, vine inteligența artificială și nu știu cine va mai munci. În primul rând că nu știu cum de mai ne este permis să sărbătorim 1 mai muncitoresc, care are o sorginte comunistă și suntem în vremuri de cancelare a culturii și a istoriei care nu se mai pupă cu regulile politice de astăzi. Din păcate nu am mititei, dar inteligență artificială avem și vă spun în calitate de membru al Consiliului de Onoare al Clubului de Presă, că instalăm în câteva zile, deci în luna mai, două aplicații, una în beneficiul Clubului de Presă și alta în beneficiul tuturor caselor de presă sau ziariștilor independenți care fac parte din Clubul de Presă. Deci va fi ca un fel de agenție de știri care va fi plătită în mod automat de Google și care va aduce bani atât clubului de presă ca să putem da premii, cât și fiecărui jurnalist, adică bani suplimentari. Deci iată că ne putem folosi de inteligența artificială. După părerea mea e mai mult benefică decât periculoasă în situația în care a fost cândva prima mașină sau prima locomotivă, când s-a spus că aceste inovații tehnice sunt periculoase și de fapt s-au dovedit demonice. Benefice. Sigur că te poate călca trenul dacă nu ești atent, dar așa se întâmplă și cu inteligența artificială, dar în linii mari ne ajută. Și nu mi-e teamă că ne ia locurile de muncă inteligența artificială, pentru că vine vremea în care pământul trebuie să se transforme totuși într-un paradis în care e de preferat să gândim și să muncim mai puțin. Să dăm cu cârca mai puțin. Da. Exact, să folosim tehnologia în folosul nostru pentru a munci mai puțin și a ne pune inteligența. Totul e să o controlăm. Să o controlăm. Dar să o controlăm în alt stil decât se exercită controlul în prezent asupra oamenilor și asupra conștiințelor. Credeți că vom reuși să o reglementăm și vor reuși mari lideri politici să încheie niște acorduri astfel încât să nu se folosească de inteligența artificială ca de o nouă armă? Nu. Ea va fi folosită ca o armă. Ea este deja utilizată în războaie, în conflicte armate, în spionaj. Va fi și mai mult în viitor. Totul e să reușim să păstrăm totuși un echilibru și să ajungem în situația în care să ne folosim de aceste cuceriri științifice într-o măsură mai mare decât le utilizăm ca să ne autodistrugem. Exact. Așa sperăm. Vedem, am văzut săptămâna asta chiar Uniunea Europeană încearcă să reglementeze și să se asigure că inteligența artificială va respecta umanitatea. Ca și cum e o entitate așa de sine stătătoare. Suntem la 35 de ani de la căderea regimului comunist. Cum simțiți că s-a transformat munca în România? Mai muncește cineva? Ce mai muncește? În linii mari, suntem în avantaj. Atât România cât și românii. Am avut de câștigat. Am avut de câștigat ieșind din comunism. Am avut de câștigat, dar e foarte greu de măsurat, că nu vrea nimeni să măsoare, și prin intrarea în Uniunea Europeană. Dar nu există calcule clare în legătură cu acest lucru, cu ceea ce am dat. Ca să avem niște cifre, să putem măsura cu ceea ce am bani, primit. Da. Și nu e vorba doar de bani. Că nici banii nu sunt socotiți corect. Aici este vorba, dacă ne gândim la bani, câți bani am cotizat anual pentru Uniunea Europeană, câți bani am primit sub formă de granturi, adică gratis,
de la Uniunea Europeană ca fonduri de coeziune, de dezvoltare și cât am luat cu împrumut, dacă vorbim despre bani. Dar aici trebuie să discutăm și despre ceea ce am cedat și cedăm ca un stat irresponsabil, ca un stat care își pierde singur și abandonează aturile suveranității și cât am dat din bogăția națională fără ca românii să poată beneficia. Mai trebuie făcut un calcul legat de forța de muncă. Câți români foarte calificați, mediu calificați sau necalificați muncesc în străinătate, ce beneficii aduc aceștia statelor în care muncesc versus câți bani trimit în România. Care este pierderea pe care o înregistrează România prin plecarea a milioane de oameni? Sunt foarte multe calcule care trebuie făcute pentru a trage linie și a spune, uite, domnule, cât de benefică a fost intrarea noastră în Uniunea Europeană, pentru că altfel avem și exemplul Serbiei, care a fost și decimată de război, care n-a intrat în Uniunea Europeană, n-a fost primită, dar care are o creștere semnificativă față de perioada comunistă. Că cu asta ne comparăm. Deci, una peste alta, eu zic că e mai bine, dar nu este suficient de bine. Acesta este motivul pentru care eu îi susțin pe suveraniști și consider că nu există nicio legătură între suveraniști și naționalismul extremist, așa cum se vehiculează sau vehiculează dușmanii suveraniștilor. Încearcă, se simte așa cumva forțat că se încearcă să fim încadrați. Frica de suveraniști naște monștri. În România, monstru care s-a născut este Partidul Stat. Struțocămila PSD PNL s-a născut de frica Partidului Aur, care nici măcar nu e atât de periculos electoral cum pare la prima vedere. Ați și văzut recent, s-a cam zgâlțit Aur. Credeți că au fost cumva influențați și din afară, având în vedere că zona asta suveranistă este în creștere la nivel european? Și poate s-au primit niște direcții și din zona asta? Neomarxiștii, mă rog, care se numesc progresiști, dar de fapt sunt neomarxiști, sunt niște comuniști mascați, pentru a încerca să domine Europa în mod indirect prin birocrația bruxeleză și în mod direct prin parlamentarii pe care îi au, prin cei pe care îi instalează în Comisia Europeană, prin lobby-ul care se dezvoltă în jur, se tem de cei care se opun globalismului. Globalizarea este un fenomen normal, firesc, natural, nu putem să-l evităm, dar globalismul este un curent ideologic. Lor le convine să utilizeze acest curent ideologic, căruia însă îi se opun suveraniștii. Deci cei care în fiecare stat, practic, al Uniunii Europene, într-o măsură mai mică sau mai mare, încearcă să facă în așa fel încât să-și protejeze interesul național. Cum ne protejăm noi interesul național în raport cu, să spunem, Austria? Sau în raport cu Italia? Sau în raport cu Franța? Sau în raport cu Germania? Diferența este foarte mare. Ce vrem? Vrem să fim egal cu ei. Nu vrem nimic altceva. Țările din Europa Centrală și de Sud-Est să fie egale cu țările din nucleul dur al Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, de pildă, eu cred că Uniunea Europeană e la o răscruce. Deci ori vom avea mai multă Uniune Europeană, ori nu vom mai avea deloc Uniune Europeană să distruge, să autodistruge. Ca să avem mai multă Uniune Europeană, trebuie să preluăm Constituția Europeană și să o adoptăm. Dacă adoptăm Constituția Europeană, toate statele sunt egale.
Adică România va fi egală cu Germania și cu celelalte state din Uniunea Europeană. Egală în drepturi, evident. Nu putem fi egali ca nivel de dezvoltare deocamdată. Dar egalitatea în drepturi ne conferă perspectiva de a prinde din urmă și unei negocieri corecte aceste state care ne-au abandonat decenii la rând comunismului. Așa este. Practic. Deci șansa noastră, de asta spun că este suveranismul, dar fiindcă globaliștii, neomarxiștii, se tem de suveranism pentru că asta înseamnă pierderea unor privilegii de către statele din nucleul dur, îi acuză pe suveraniști de extremism. Asta este la modă. Și dacă nu ajunge, atunci îi acuză și de putinism. Adică, automat, sunt și putiniști, sunt și proruși, sunt și anti-NATO. E o rețetă care cuprinde diversi termeni și e o... Un cocktail. Un cocktail, e o manipulare de tip bolșevic până la urmă, demonizarea adversarului, venind la pachet cu niște epitete, ați fost dumneavoastră victimă, sunt și eu. Slavă cerului că ne amuzăm momentan, nu avem extremism la noi în țară. Vom vedea atacuri mai virulente ale globaliștilor, având în vedere că, deși la noi liderii se luptă sau mimează o luptă pentru a, mai nou cu Austria, pentru a fi primiți cu drepturi de pline în spațiul Schengen, dar tot mai multe țări, Franța, Germania, Italia, au început să-și mai limiteze granițele și să aplice temporar, cel puțin, un soi de control, având în vedere că nu se mai poate controla sub nicio formă fenomenul migrației. Și atunci... Sunt două aspecte aici, complementare. Unul este libera circulație în Uniunea Europeană, care dă sens practic existenței Uniunii Europene. Libera circulație înseamnă comerțul liber în Uniunea Europeană. Asta presupune ca într-adevăr Schengenul să funcționeze, să funcționeze pentru toate statele. Și aici deschid o scurtă paranteză și să fie securizat Schengenul, pentru că zilele trecute a izbucnit un scandal uriaș care, din păcate, nu prea e mediatizat în România, legat de arestarea unui ofițer superior din Austria, ofițer superior de poliție, dar și al serviciilor secrete, care în complicitate cu o altă persoană, fugită în prezent în Federația Rusă, a vândut Federației Ruse întreaga bază europeană Schengen. Deci toată baza de informații. Banca de informații, care cuprinde date personale ale tuturor cetățenilor europeni, inclusiv români și bulgari, că și ei au utilizat până la urmă spațiul Schengen, toate acestea au ajuns pe mâna rușilor. Pe nu se știe câți bani, pentru nu se știe câți bani, pe mâna rușilor. Scandalul, chiar dacă încă nu a izbucnit plenar, e monstru, pentru că fiecare stat are posibilitatea să ceară despăgubiri uriașe Austriei, care nu a avut grijă de datele Schengen, care sunt avuția întregii Europe. Dar nu numai fiecare stat, fiecare persoană fizică. Eu pot să dau în judecată, din acest moment începând, statul austriac să cer bani sau orice societate comercială, că și datele societăților comerciale au ajuns la ruși. Asta a fost o paranteză. Evident că este nevoie ca acest spațiu european să fie un spațiu de liberă circulație și de liber comerț, dar în același timp trebuie să punem cumva frână neomarxiștilor care vor să aducă tot mai multă populație din spații non-europene în Europa. Și vin oameni fără școală, cei mai mulți, care fac mulți copii, necalificați, cu mulți copii, cu multe neveste. Cu multe neveste. Asta nu e rău dacă sunt frumoase, dar se creează enclave, statele nu sunt pregătite, așa cum s-a demonstrat, să îi asimileze, da, într-un mod
cultural, nu de altă natură. Și atunci ei locuiesc în marile orașe ale Uniunii Europene, în enclave, în care autoritățile aproape nu mai au acces. Au școlile lor în care nimeni nu controlează ce învață. Au bisericile lor care devin un fel de zone în care se racolează neoteroriștii, adică teroriștii din marile orașe, extremiști adevărați, pentru că aceste populații, acești oameni, sunt dezrădăcinați, nu sunt integrați societăților europene, se simt străini, se simt înstrăinați, se simt frustrați. Nici nu cred că își doresc să fie asimilați. Da, dar nici nu-i ajută nimeni, se simt frustrați. Statele nu au capacitatea să-i asimileze, repet, în sens cultural, în sens civilizat. Și atunci apar aceste mișcări extreme care pot fi spontane sau organizate. Deci statul islamic, dacă e să ne gândim bine, este disimulat și în toate marile capitale ale Uniunii Europene. De aceea ne trebuie mai puțin străini pentru moment, iar ceea ce avem ca străini să reușim să îi aducem cumva și pe ei și copiilor la nivelul nostru și al copiilor noștri. Ori acest mecanism de asimilare nu se poate face peste noapte și nu se poate face forțat. Este treptat, trebuie făcut cu mare grijă, cu gingășie, pentru că dacă te comporți brutal cu o comunitate, ea va răspunde brutal. În acest punct de vedere, consider un abuz îngrozitor faptul că României i s-a cerut să primească o cotă în mod arbitrar, s-a cerut de către Austria, de migranți. Față de care noi, de fapt, nu suntem responsabili și să le acordăm condiții de locuit și condiții de viață pe cheltuiala noastră. Și asta numai ca să fim primiți în Schengen. Și este inadmisibil că guvernul României a admis sub semnătură așa ceva. Aplaud din perspectiva asta guvernul de la Budapesta care refuză cote de migranți. Inițial și Klaus Iohannis a spus că e de not tolerat și că România nu va admite cote de migranți. Și până la urmă, iată unde am ajuns. Și e posibil acum, având în vedere că încearcă să intre în grațiile liderilor care l-ar putea ajuta, sprijini în candidatura dumnealui la NATO, e posibil să facă niște ultime negocieri în detrimentul țării pentru a-și favoriza această candidatură? Da, va lucra în dezavantajul României cât de mult va putea, dacă asta va fi în avantajul domniei sale. În România el nu mai are niciun fel de viitor. Cota lui de popularitate este la genunchiul broaște sub 10%, iar în străinătate nu are nevoie de popularitate. Acolo nu se votează. Acolo se numiți în alții funcționari de la nivelul... Ar fi trebuit să-l anunțe totuși pe domnul președinte, ca să nu ne trezim așa. În acest scandal am văzut că inclusiv Le Figaro a luat în derâdere modalitatea în care domnul președinte a făcut acest anunț. Bine, a fost cel puțin caragios. Demersul lui este caragios, pentru că NATO nu este vreo societate comercială care să aibă un centru, un birou în care să-ți înregistrezi oferta de muncă. Și nu cred că riscă NATO să se trezească cu un candidat votat, cum a fost ofițerul din Austria, de care ne vorbeați mai devreme, care să vândă informații, sunt aleși pe sprânceană. Da, noi glumim, domnul Iohannis glumește. Știe foarte bine că nu are nicio șansă, dar vrea să încurce puțin lucrurile ca să se bage în seamă și eventual
să poată accesa o altă funcție la nivelul Uniunii. Deci spuneți că e în vederea negocierii unei alte poziții. Da, dar în aceste condiții nu prea înțeleg de ce s-au făcut atâtea eforturi uriașe din perspectiva statului român pentru a-i se face o vilă de lux. Vila de pe Bulevardul Aviatorilor. Ce sens are să dai 7-8 milioane de euro să transforme o clădire veche într-o vilă de lux pentru două persoane? Ce sens a avut pentru Partidul Național Liberal să renunțe la a plăti chirie modică de 11-12 mii de euro pe lună pentru sediul pe care îl utilizează și să admită ideea că trebuie să cumpere acel sediu cu bani care nu pot fi recuperați nici în 40-50 de ani pentru a pompa acești bani la REAPPS și pentru ca REAPPS-ul să poată să redirigeze acești bani într-o investiție uluitoare pentru o singură familie alcătuită din două persoane. Este un lucru strigător la cer și cu atât mai enervant cu cât REAPPS-ul este în subordinea guvernului, în subordinea primului ministru, iar primul ministru știe ce se întâmplă și nu reacționează. Lucrurile merg mai departe, câinii latră, caravana trece. Scandalos mai este și un alt lucru. O mare parte din investiția asta de 7-8 milioane de euro pentru vila de lux a lui Iohannis constă într-o serie de facilități care scad costurile. Panouri, fotovoltaice, etc., care scad costurile. De ce? Pentru că beneficiind de o serie de lucruri pe care le acordă legea și statul român, președintele României, indiferent care ar fi acela, trebuie să-și plătească cheltuielile de întreținere din veniturile pe care tot noi le punem la dispoziție. Și cu cât aceste cheltuieli de întreținere vor fi mai mici în viitor, cu atât îi vor rămâne bani mai mulți. Deci, iată, lăcomia s-a dus și în această direcție. Eu v-am spus că e chibzuit, vedeți? E chibzuit. Dacă România ar prelua modelul dumnealui, am fi de succes. Dar, din păcate, România educată rămâne doar un basm. Vedem că e... Nu e un basm, e un eșec. Un eșec total. Pentru că România, în acest moment, e mai puțin educată decât atunci când el a lansat acest... proiect de țară, singurului proiect de țară care a ieșit. Credeți că disperarea domnului președinte, că pare așa puțin disperare, vine cumva pe fondul unei frici sau poate chiar știe ceva, că îi se pregătește ceva sau doar este suficient să se uite puțin în urmă și să vadă cam ce se întâmplă cu președinții acestei țări după ce nu mai sunt în funcție? El are două probleme. Are o problemă de existență în sânul unei societăți pe care a disprețuit-o, pe care a tratat-o cum a tratat-o și care s-ar putea să-l trateze în mod adecvat propriului său comportament după ce nu va mai fi președinte. Adică să fie din ce în ce mai greu să se arate în ochii oamenilor. Va fi probabil tot timpul însoțit de gărzi și gărzile vor trebui să fie din ce în ce mai precaute cu el, pentru că este posibil să existe foarte multe persoane care să îl huiduie, să îi strige diverse cuvinte urâte, injurii și așa mai departe. Deci nu va fi confortabil pentru el să trăiască în România. Asta este o primă problemă. O a doua problemă pe care o are e penală. Pentru că din urmă poate să vină o serie întreagă de dosare pentru fapte penale pe care le-a săvârșit. Dau un singur exemplu care nu este foarte toxic. Când a ajuns președinte, a blocat banca de date a instituției prezidențiale. Nu mai avem acces la informațiile
de dinaintea sa. Adică tot ceea ce s-a scris în banca de date legat de celelalte administrații prezidențiale a fost șters sau ascuns. Asta este o infracțiune. Pentru că aia nu-i aparține. Asta aparținea poporului român. Altă infracțiune este să-ți ascunzi cheltuielile. Să secretizezi cheltuielile cu avioane și astea sunt infracțiuni. Ca să nu mai discut de altele legate de pandemie și așa mai departe, care au avut consecințe nefaste asupra vieții unor oameni sau unor comunități de oameni. Ei bine, pentru unele dintre acestea, consecința poate fi o anchetă penală, dosare penale, eventuale condamnări penale, hăituire penală. Și atunci, pentru a rezolva această problemă, el procedează ca orice președinte. Încearcă să-și găsească un succesor. Adică o persoană care să-i garanteze imunitatea. La fel cum Yeltsin a avut garantată imunitatea de către noul președinte al Federației Rusă, de către Putin. Deci trebuie să fim cu mare băgare de seamă în acest an ce votăm, pentru că... Noroc că are mână proastă, din punctul ăsta de vedere. Ca să închidem așa cu domnul nostru președinte, pe o scară a eficienței lucrative, că toți suntem întâi mai muncitori. Nota 3. De la 1 la 10, nota 3. Nota 3. Deci nota 3, domnul președinte, nu are nici măcar notă de, notă de trecere. Exclus. Trecem mai la mai pe aproape așa, la capital. O candidatură cu de fapt alegeri cu alai, cu surprize, cu acești candidați scoși din joben, deși l-am văzut pe domnul președinte al PSD, domnul Marcel Ciolacu, de câte ori a avut ocazia a spus că doamna Firea este candidat la primăria Bucureștiului. Iată că și-a prezentat regretele că și-a supărat colega, dar spune că dintr-un calcul cât se poate de pragmatic pentru a maximiza șansele ca un candidat să îl învingă pe domnul Nicușor Dan, acesta ar fi retragerea Gabrielei Firea și aducerea unui candidat independent ca să nu existe certuri în coaliție. Cum catalogați aceasta? Pe tabla de șah politică este o mare greșeală. Ceea ce a făcut el și ceea ce a invocat el este greșit. De fapt, Marcel Ciolacu se teme de Gabriela Firea. S-a temut că dacă Gabriela Firea câștigă capitala, ar putea să încerce să acceseze și poziția de președinte al României în locul domniei sale. Asta este o greșeală, în primul rând, pentru că și așa, dacă ar fi stat lucrurile, candidatura lui nu e deloc sigură. El se erodează în mare viteză la putere fiind și nu se știe la momentul alegerilor prezidențiale dacă mai este un candidat valid. Dacă nu, cumva, între timp, se va retrage. Deci partidul, PSD-ul, avea nevoie de o piesă de rezervă pentru candidatura la prezidențiale. Asta în măsura în care Gabriela Firea chiar și-ar fi dorit așa ceva, că nu avem nicio probă că asta urmărea Gabriela Firea. N-a spus nimănui așa ceva, nu s-a confesat nimănui în acest sens. Este o prezumpție în capul domnului Marcel Ciolacu. Apoi ideea că ea nu putea strânge mai mult decât voturile PSD, chiar dacă stă în picioare, nu este un argument. De ce? Pentru că voturile din București ale PSD sunt mai numeroase decât voturile pe care le are Nicușor Dan. Susținut de data asta doar de un partid. Da. Deci Nicușor Dan are, să zicem, un nucleu dur de 25-30%, ar fi avut și doamna Firea parte de așa ceva. Iar la al doilea tur de scrutin, dacă erau două tururi de scrutin, evident
că cei mai mulți ar fi preferat-o pe doamna Firea și ar fi câștigat. Fără doar și poate. Acum situația s-a încurcat tare de tot. Piedone și-a făcut o apariție în forță, forțează cu toate motoarele turate la maximum această campanie electorală. Are șanse să-l învingă pe Nicușor Dan. Și singurul cu care, de fapt, să bate, pentru că Nicușor Dan e o constantă cu care să bate, este chiar alianța aceasta Struțo-Cămila, asta PSD-PNL, Partidul Stat și doctorul Cârstoiu, despre care eu am scris prima dată că este incompatibil. Acum, în fine, după atâta timp, începe opinia publică să se trezească și să îl ia la întrebări. Deci, doctorul Cârstoiu poate să dispară pe parcurs, fiind pus sub anchetă pentru incompatibilitate. Deci un candidat, din această perspectivă, din perspectivă legală, efemeră. A fost o decizie totuși bună de a alege tocmai un medic. Medicii s-au bucurat de, statistic vorbind, de un anumit procent al încrederii românilor, dar acel procent a fost în cădere liberă începând cu perioada de pandemie. Oamenii cumva asociază toate acele probleme pe care le-au avut, indiferent de care tabără s-au plasat. Chiar dacă e parțial greșit, așa. Exact, chiar dacă e parțial greșit, cumva am prins o reticență față de medici. Cred că PSD a rămas cumva cu nostalgia lui Sorin Oprescu. Un medic foarte cunoscut care a reușit să câștige primăria generală a Capitalei. Dar atenție, Sorin Oprescu a fost toată viața lui și un activist politic. Încă din studenție, de pe vremea OASCR-ului. Deci el avea experiența discursului public, experiența negocierii cu grupuri, cu colectivități de oameni și așa mai departe. Avea un anumit tip de discurs acroșant din punct de vedere electoral. Era cu totul altceva decât doctorul Cârstoiu, care se căznește să vorbească ca un politician. Mimează și se vede acest lucru anumite practici ale politicienilor care îi se sugerează cum că ar fi pozitive sub aspect electoral. Este o formă fără fond, doctorul Cârstoiu, din punct de vedere politic. Eu nu discut acum calitățile lui de medic, absolut, da. Că și aici probabil că o să apară discuții. Trebuia să se aștepte, să nu se lase surprins, să se aștepte ca să devină o țintă. Orice politician sau persoană care încearcă să câștige voturile electoratului devine automat o țintă. Am rămas cumva surprinsă că de la domnul doctor Cârstoiu mă așteptam să fie cumva mai informat sau să aibă o dimensiune mai clară asupra ce înseamnă doctrine, ideologie doctrinară și cărui partid se aplică. Pentru că suntem într-un an important, avem toate rândurile de alegeri și în țara noastră încă nu se știe cine-i stânga, cine-i dreapta și ce face stânga și ce face dreapta. Și l-am văzut pe domnul Cârstoiu la un eveniment al unui PSD-ist, om de stânga, domnului primar Băluță, sector 4, și acolo a făcut confesiunea că dumnealui în suflet este liberal, este medic liberal. Ca o mică paranteză, că spre această meserie și vocație liberală, doar cei de stânga și-au mai aruncat privirea și slavă cerului, că atunci când au fost acele majorări consistente de salarii, s-a oprit o mare catastrofă medicală, s-a oprit exodul medicilor. Dar iată că domnul Cârstoiu declara că este un liberal, că este cu familia, că este cu tradiția, dar
Cine este un nonsens. Exact. Cine promovează până la urmă toate aceste lucruri? Toate meserile sunt meserii liberale, cu excepția meseriei de milițian, de securist sau de militar. Restul, sau jandarm. Toate celelalte, toate meserile civile, să le spunem așa, sunt meserii liberale. Nu înseamnă că ești liberal dacă practici o meserie liberală. Asta e una la mână. Doi, Cârstoiu și corifei Struțo-Cămilei care l-au promovat au rămas fascinați de succesul pe care l-a avut doctorul Oprescu când a lansat centura suspendată. Deci o linie de centură care să meargă la suprafață, deasupra practica capitalei și care să facă legătura de trafic între diverse zone. O centură suspendată care ar fi fost foarte ieftină și ar fi cauzat foarte puține traume în construcției capitalei, pentru că ar fi fost practic dusă deasupra căi ferate. Deci pe un teren care aparținea statului, deci nu ridica niciun fel de probleme nici de proprietate. Nici n-a fost ideea lui, a fost ideea lui Dinu Patriciu, Dumnezeu să-l odihnească. Dinu Patriciu i-a desenat această centură sub ochii mei. El a preluat ideea, ideea a avut succes. Culmea e că mai departe o mare societate din China a venit să construiască centura suspendată, dar a pretins, ca să-și poată recupera cheltuielile, o bovinietă. O taxă? O taxă pe care să o plătească cei care utilizau centura și pe care să meargă către chinezi. Lucruri care se practică în absolut oricare alt stat. Sorin Oprescu, că am avut multe discuții cu el, s-a speriat gândindu-se că nu va mai fi votat, că bucureștenii o să-l înjure dacă vine cu această nouă taxă și din toate ezitările astea a căzut proiectul. Numai că ăla era un proiect fezabil. Da. Fascinați de efectul pozitiv al vânturării acelui proiect, al centurii suspendate, cei care îl sfătuiesc pe doctorul Cârstoiu l-au sfătuit să vină și el cu un proiect cu gara mutată sub pământ. Deci desființarea gării de nord, așa cum o cunoaștem, și construcția unei gări de nord, centrale a Bucureștiului, sub pământ. Chestiune care iar este teoretic posibilă. Dar nu poate fi făcută într-un mandat. Ultimele informații despre subiectul trafic de la domnul Cârstoiu pe care le am, ne recomanda să mergem pe jos. Eu l-am acuzat de cumva conflict de interese, că la cum sunt drumurile, mai ales prin sectorul 1, printre gunoaie, printre să faci slalom, ne rupem picioarele ca să ajungem la domnul Cârstoiu și nu cred că este recomandat. Și că tot am ajuns la sectorul 1, suntem chemați la vot. La vot democratic. Și noi încă vrem să sperăm că votul nostru contează. Dar cum credeți că va... Da, sau dacă va avea un impact asupra cetățenilor care mai votează în București, faptul că nici până la această oră nu s-au renumărat acele voturi care erau printr-o secție de poliție, erau uzi și ni s-a spus că toată această numărătoare va fi filmată. Credeți că se filmează în continuare numărătoarea votului din sectorul 1? Nu cred. Sigur că votul contează în măsura în care nu este furat. În măsura în care este păzit de cei care sunt beneficiarii votului, dar contează și în măsura în care este suficient. Ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă vom avea o prezență la vot, la locale, de sub 30%, cum s-a întâmplat în ultima ediție, și dacă vor fi 3-4 candidați, iată cum se întâmplă în București. Și dacă
De exemplu, Nicușor Dan va câștiga cu 30% dintre cei care se prezintă la vot. Asta înseamnă că el, de fapt, va fi votat de sub 10% din cetățenii cu drept de vot al capitalei. Asta înseamnă că nu are legitimitate. Asta înseamnă că nu are autoritate. Chiar dacă votul nu-i fraudat. Dacă votul mai e și fraudat și mai sunt și discuții privind fraudele, este și mai grav. Și dacă n-ai autoritate și n-ai legitimitate, nu poți obține aproape nimic din ceea ce le-ai promis cetățenilor. Ca să nu mai discutăm de majorități. Majoritățile din Consiliu. Astea, aici are dreptate Nicușor Dan. Astea se construiesc pe picior și conjunctural. El de câte ori a avut nevoie, a reușit să aibă majoritate. Până la urmă, la fel s-a întâmplat și la Brașov, la fel s-a întâmplat și la Timișoara. S-a putut negocia. Da. Când e un interes deasupra lui, se poate negocia. Da, cumva are dreptate domnul Nicușor, dar în același timp știa la ce se înhamă, știa cu ce se luptă și 4 ani de administrație păguboasă în care tu încerci să te scali, să vezi cum merg lucrurile și apoi să ne mai ceri un mandat ca să spunând că nu este suficient, așa spune și doamna Clotilde Armand, că un mandat nu este suficient pentru a demara niște mari proiecte, dar cu toate acestea, aceiași primari au imputat la rândul lor fostelor administrații că nu s-au făcut lucruri. Deși domnul Nicușor s-a trezit cu foarte multe proiecte la cheie. El acum doar merge și taie panglici proiectelor demarate de fost administrație. Așa este. Din multe puncte de vedere, el poate fi comparat cu o gogoașe umflată de altcineva. Culmea, nu de cei care l-au împins și l-au susținut în această funcție, ci chiar de Gabriela Firea, care i-a pregătit terenul pentru atât cât a putut realiza Nicușor Dan. Probabil că dacă ar fi fost Gabriela Firea încă și n-ar fi fost distruse toate acele societăți pe care ea le-a creat, am fi avut foarte multe clădiri apărate de pericolul unui seism în acest moment. Am fi avut mai multă apă caldă, mai multă apă curentă și o circulație ceva mai fluentă. Da, e fascinant că ați vorbit de apa caldă. Ne-a promis domnul Nicușor, din 28 septembrie e apă caldă. Nu a specificat însă anul și atunci putem să... Și nici deceniu. Putem să-l iertăm. Dar vine și se împăunează cu 100 de kilometri de rețea. Trași de păr, că sunt vreo 20-30 de conductă principală și restul secundară. Doar că ce nu, și mi-aș dori să înțeleagă bucureștenii care azi mâine merg la vot. Domnul Nicușor și-a început mandatul cu un contract semnat de Ludovic Orban, premier la acea oră, de 300 de milioane de euro, fonduri obținute de fosta administrație pentru reabilitarea termică și cu șantier în lucru. Doamna Firea nu a găsit aceste lucruri, le-a creat de la zero. Și chiar și așa tot a reușit să schimbe 300 de kilometri de rețea. Și domnul Nicușor, cu toate la cheie, a reușit doar 100. Mă întreb ce va face când toate proiectele lăsate de fost administrație vor fi finalizate. Cu ce va mai munci domnul Nicușor? Pentru că pare că va primi un mandat. A primit cadou încă un mandat. Noi discutăm... Din păcate, într-un plan cu adevărat electoral. Discutăm despre proiecte. Ce proiecte au, ce au făcut, ce n-au făcut, ce au de gând să facă. Dar în realitate, din nefericire, în precara noastră democrație, lucrurile nu stau așa. Aici se fac niște jocuri de către niște oameni interesați prin firmele pe care le dețin. Să-l mențină în funcție pe Nicușor Dan, se pune în mișcare un mecanism de propagandă, se utilizează niște fonduri electorale dincolo de banii dați de guvern, sunt influențate niște case de presă,
Sunt scoși niște oameni la înaintare, în favoarea lui Nicușor Dan, ca până la urmă el să obțină un 20-25% cu care să poată câștiga în condițiile în care se prezintă atât de puțin la vot. După care Cismigiu își reia iară starea mizerabilă în care a fost până ieri alaltăieri și așa mai departe. Nu se discută, de fapt, în mod serios, această competiție sub aspect electoral, cel puțin în București. E foarte greu să dai vina pe niște cetățeni care sunt descurajați de ceea ce se întâmplă și descurajați și deprimați fiind nu se mai duc să voteze. Eu, de pildă, chiar am scris un editorial și eu cu cine votez, după ce a fost scos din jocul în care nu fusese introdus Cosmin Gușe și am spus că nu mai am cu cine să votez. Nu pot vota cu Piedone, că seamănă foarte mult comportamentul lui cu comportamentul lui Traian Băsescu și știm ce am pățit. Chiar și domnul Cârstoiu, mi se pare că dacă nu-l văd și doar îl aud, mi se pare încearcă, că... Ei încearcă să limite pe Traian Băsescu, considerând retorica lui Traian Băsescu ca o retorică de succes. Dar în spatele retoricii lui Traian Băsescu exista totuși o voință politică cât de cât coerentă. Aici nu mai există nimic în spate. Deci dintre candidați, Piedone îmi place cel mai mult și cred că e mai priceput să facă treabă pentru bucureșteni, dar nu am încredere în comportamentul lui viitor și atunci, cu părere de rău, nu-l voi vota. Deși port până la un punct o anumită simpatie și prețuire. Cu doctorul Cristo este exclus să votez, pentru că e clar că nu se pricepe și nu va face nimic și n-a avut nici bunul simț ca intrând în campanie electorală, că de fapt el merge pe teren, e disciplinat, să se autosuspende din funcțiile pe care le deține, să nu mai aleafă. Și ca rector, ca profesor universitar, să nu mai ia leafă și ca medic și ca director de spital. N-a avut acest bun simț. Deci dacă n-are bun simț acum, în campania electorală, măcar de formă, de ce bun simț vom putea noi beneficia din partea domniei sale după ce eventual ar câștiga primăria? Păi e de dreapta, e liberal domnul Cârstoiu, la fel ca domnul președinte Klaus Werner Iohannis, care și dânsul are blocat locul la catedră de mulți ani. Și cu Nicușor Dan e clar că nu votez și atunci am spus că eu nu mai votez. Unde au greșit suveraniștii? Ca să trecem și la ce se muncește și pe parte de opoziție. Am atras atenția de multe ori lui George Simion și în discuții tet-a-tet și în ceea ce am scris sau am vorbit pe postul de televiziune, că trebuie să-și păzească spatele. Adică un partid care a crescut foarte repede, el a luat viteză, el s-a detașat cumva de Pluton, dar nu se mai uită să vadă ce are în spate. Și în spate se aglomerează fel de fel de personaje, unele dubioase, altele cu legături pârâte la Moscova chiar, cum este Lulea. Lulea a făcut, în calitate de antreprenor, spune el, a reparat unul dintre cele mai importante edificii din București, plasat lângă televiziunea publică, aparținând Federației Ruse și care a fost deteriorat în evenimentele din decembrie 89. Ca antreprenor, nicio problemă.
un antreprenor repară, la fel cum un medic operează, un chirurg. Numai că el nu e doar antreprenor. A fost chiar angajatorul domnului Simion. A fost angajatorul domnului Simion, este al doilea om din partid, deci este om politic și ca om politic trebuie să fii circumspect în a lua bani. De unde e bani, da. De la Federația Rusă. Și acum degeaba vine domnul Lulea să ne spună, domnule, pe o parte din beneficiile astea le-am vărsat în Republica Moldova, că am ajutat Republica Moldova. El ar fi trebuit să nu se angajeze în așa ceva, tocmai fiind om politic. Simplu angajament trădează un soi de poate trăda sau poate ridica suspiciul. Și acum nu mă mai mir de ce tot apăreau discuții cum că Simion este omul Moscovei. Iată, discuțiile erau alimentate și de asemenea greșeli. Cafe. Dar revenind, atunci când crești foarte repede, să ne imaginăm un tânăr care crește foarte rapid, începe să aibă probleme de coloană. Până când articulațiile se întăresc, tânărul care a crescut foarte repede este puțin șubred. Cam asta este situația Partidului Aur. De aceea l-am tot sfătuit pe Simion 1 să-și creeze un mecanism de cenzură în sensul pozitiv al cuvântului, de cenzură al afirmațiilor spuse de oamenii din partid, de filtru al oamenilor pe care îi promovează, pe de o parte, și pe de altă parte să își construiască un întreg aparat. Nu poți, la nivelul la care iau sau unde vrea să ajungă, să fii în același timp și antrenor și pe banca de rezerve și pe teren, să fii și portar, să fii și centru înaintaș, să fii și arbitru, să fii de toate. Nu ai cum. O fi vreo problemă de încredere, având în vedere că am mai văzut cazul, de exemplu, domnului Nicușor Dan, care și-a pierdut partidul, și alte trădări specifice acestui an. Din același motiv, pe măsură ce crești ca lider de partid și pe măsură ce partidul tău crește în vizibilitate, în onorabilitate, în priză electorală, tu trebuie să fii în măsură să construiești întreg aparatul din spatele acestui partid. El, de pildă, în clipa asta, trebuia să aibă un guvern din umbră. Deci el trebuia să aibă un anumit număr de ministere, deci de persoane pricepute în diverse domenii, care să strângă în jurul lor fiecare 20-30 de specialiști din domeniul respectiv, să se întâlnească sistematic, să cenzureze ministerul real, ce face ministerul real, să-i cunoască activitatea. Să aducă în atenția opiniei publice ce se întâmplă la ministere. Să creeze propuneri, să construiască în felul acesta un program alternativ de guvernare. Asta este valabil și dacă rămâi 100 de ani în opoziție și dacă la un moment dat ajungi la putere. Asta îți dă coerență. Asta îți dă consistență ca partid politic. El n-ar făcut așa ceva. N-a făcut, din păcate, era clar. Asta că... cu Cosmin Gușe este o greșeală, după opinia mea. Nu știu dacă Cosmin Gușe câștiga primăria generală a Capitalei. Nu știm. Dar în orice caz i-ar fi adus 4-5% pentru Partidul Aur în București, într-o zonă în care Aur e complet descoperit. Și asta e altă chestiune asupra cărei am tot atras atenția. În marile orașe, Aurul e slab. Ori marile orașe contează extraordinar de mult și psihologic, dar și non-psihologic în campaniile electorale. Credeți că va fi afectat și la nivel regional și absolut peste tot în teritoriu? Pentru că lumea a fost cumva atentă și atentă la ce se întâmplă în capitală. A existat un candidat desemnat, agreat, domnul Mihai Enache, și apoi domnul Simion a intrat într-un soi de bâșbâială. Pe platformele AUR era promovat
domnul Piedone și apoi a venit și acest anunț cu sprijinirea domnului Gușă. Adică eu să fiu, nu știu, lider de păi filială... Totul a plecat de la George Simion. Ce fac? George Simion, în mod corect, a spus, domnule, hai să facem o cercetare de piață, punem acolo câteva personalități și să vedem cine este mai bine cotat ca să ne oprim asupra unui candidat, da? El l-a pus pe Cosmin Gușe pe lista aceasta scurtă. Nu s-a pus Cosmin Gușe. Absolut. S-a produs această măsurătoare în care nu există motive să nu ai încredere. A ieșit la mare distanță pe locul întâi Cosmin Gușe și a început normal să se vehiculeze ideea Cosmin Gușe să candideze. Cosmin Gușe a condiționat candidatura sa de candidatura la prezidențială a lui Simion, adică să-și asume și el acest risc. Ori Simion se teme să-și asume o candidatură la prezidențială pentru că a observat un lucru care e real în România. Toți cei care au candidat la prezidențiale și au pierdut, și-au pierdut și poziția de președință ai partidului. Și mai mult, unii dintre ei au avut și dosare penale, iar alții au ajuns chiar și după gratii. Și se teme din acest motiv. Atunci el nu și asumă participarea la prezidențiale, cel puțin în acest moment. Atunci Cosmin Gușe se retrage pentru că nu au fost îndeplinite condițiile și pe fondul ăsta mai apare și acest domn Lulea, care poate din corectitudine, pentru că a apucat să-i promită unui tânăr că îl susține în calitate de candidat, poate din alt motiv, îi jignește pe amândoi. Da, da, da. Adică, și copiii nu, nu, fac trăznei. Nu sunt semnale bune, având în vedere că ei se pregătesc. Și pe Simion, șeful lui de partid, și pe Cosmin Gușe. Da, da, da. Deci cred că a fost o greșeală. Dar ceea ce observ acum, punând lupa pe activitățile partidului AUR din diverse zone ale țării, devin mai atent în urma ceea ce s-a întâmplat în București, dar există și o relevanță derivată din faptul că lucrurile sunt mult mai mediatizate și ceea ce observ e că situația se repetă și în alte localități din țară, ceea ce înseamnă că Partidul AUR își oprește viteza fără a se și restructura între timp. Și deci nu va mai avea rezultatele scontate. Aceeași forță. Deci suntem într-un an trist în care observăm că este un an al bărbaților slabi. Să sperăm că o să... Exact când aveam mai multă nevoie de bărbați fermi, iată că nimeni nu vrea să-și asume nimic. Avem doi candidați fermi și hotărâți, domnul Ilie Morega și doamna Șoșoacă. În rest, nimeni nu vrea să-și asume. Să sperăm că se va termina cu bine acest an și cu bărbați puternici. Doamne ajută, și pentru că suntem în prag de sărbătoare și e o sărbătoare importantă pentru creștini. Tatăl Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, mântuindu-ne prin sacrificarea singurului fiu. Noi, ca popor, trebuie să ne mântuim de ceva. La ce trebuie să muncească poporul român ca să se mântuiască? Să trăiască în credință față de Dumnezeu, în credință față de valorile creștine, față de familie, față de tradiție și să se lupte pentru a salva ceea ce trebuie salvat din avuția națională. E un deziderat național ăsta, pentru că altfel nu avem țară și este foarte important de asemenea, cred, să ne protejăm copiii. Și vă urez dumneavoastră și colegilor dumneavoastră toate cele bune în această zi de 1 mai. Mulțumesc mult, domnule Roș Castănescu. A fost o plăcere. Să aveți sărbători fericite și să vă țină Dumnezeu sănătos. Mulțumesc. Oameni dragi, eu vă las.
În continuare aveți un material autentic, un vox populi, să vedeți cum sărbătoresc românii de 1 mai muncitoresc. V-am pupat și vă iubesc. Azi am luat niște bani, am și eu niște bănuți în buzunar. Așa, dar eu i-am muncit pe astea, am stat pe pulaie și pe vânt și am muncit. I-am muncit. Dar mi-mi place și munca. Nu numai micii, nu numai distracții. Nu, nu, nu să aștept de la unul și la altul, dă-mi. Îți dă azi de milă, mâine îți dă de silă. Păi mi-a mai du-te, mă, băiete. Ce sărbătorim de 1 mai ăsta, ați înțeles exact? Ce sărbătorim? Da. Mă duc la un pește, la pescuit. Eu sunt unul care mai beau, din cauza sărăciei mai beau. Cum adică? Stați că nu? Din cauza sărăciei, că nu se ajunge de aia, 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 aia de supărare mai beau, omul. Vă retrageți oare așa cu un alcool, cum nu, se spune? Păi da. Îți mai pierde din gânduri, îți mai pierde din astea, când nu mai judecă capul bine. Să trecem peste sărăcie, că nu ne aduce băutura, nu ne aduce vreun avantaj sau nu știu cum, dar uităm de sărăcia asta și uităm de chestiile astea. Dar nu e adevărat că e o țară de bețivi, care a rămas numai bețivii și nu știu... Leneși. Dacă le dădeai locul de muncă, dacă îi asigurai toate condițiile necesare. Am înțeles, da. Dacă tu îmi iei măstoși de bani, mai ai să-mi pui bir și pe care îl fac. Și sau pe fumă sau când scuip, ca să-ți fac ție salariul de 7.000 de euro. Să uite de sărăcie, să retragă în alcool, dar muncește și ei de acolo până acolo ca să bea o țuică. Ca să bea o țuică. S-a întâmplat și noastră să încercați să uite? Nu. Mie singurul lucru care nu mi-a plăcut în viața mea este băutură. În rest, femeile, alte alea? Asta e partea a doua. Ce să facem? Când eram la tinerețe, trebuia să o facem. Acum nu, ne-am pocăit. Și mici? Mici? Ei, și câte puțin mici ai pe acolo, așa, mai rărișor, nu prea des. Câți mici să ne dea? Că la 2-3 mici. Da, cam așa ceva, nu contează prea mult în mâncării că dăm mici aia. Că dacă nu prea ai bani suficient acolo, așa, dăm mâncare corectă. Eu sunt cadă unul singur acolo, că nu... Angajat am fost până acum. Unde ai lucrat? La Râmnic, la confecții. Ce salariu aveai? Aveam 9 milioane și 15 bonuri. Un salariu foarte mic? Da. Ce salariu trebuia să-ți dea ca să te duci tu acolo mulțumit la serviciu acolo? Cât să fie salariu? 600 de euro. Cam așa. Să-mi ajungă și de mâncare și de țigări. Să spui că nu vrei să mai muncești în România, dar care e planul? Plec la Paris, mâine. La Paris? Te-am găsit bine. Ce faci acolo? Eu acolo cerșesc. Și cât crezi că o să câștigi acolo? 1000 de euro. Pe? Pe lună. Pe lună. Că vrea să plece la Paris? Foarte bine. Foarte bine. Acum nu facem diferența între romi și români. Păi, român nu e vorba de... Nu, e vorba de... oameni, nu de... stomac. Bineînțeles. Dacă... Nu. Asta e. Mulțumesc. N-aveți ce mânca? Ce să facem? Da, trebuie să găsim o soluție, cum ar veni. Să furăm? Să dăm în cap? Nu. Nu. Mai bine... Atunci, noi suntem români. Și tot români sunt, că sunt romi, că sunt în România. Oameni. Ce facem? E o părere foarte bună. Că stăm la băutură, stăm la vin. Unde lucrați dumneavoastră? Proprie inițiativă, da. Unde lucrați dumneavoastră? Lucrați undeva? Așa, pe plan locan. La negru lucrați? La negru. De ce la negru? De ce nu vă angajați undeva? Pentru că sunt... Zice, bine, din cauza lui Iohannis, n-am venit. A venit din proprie, cum să spun, la eu, Leo, la Oleg, la politică. Bun, haideți să... Cum să vă spun eu dumneavoastră, că la din Dăncilă, e foarte bine, vorbește foarte frumos în politică, da? Lui Iohannis, când a venit și ei cu școala lor, ne-a băgat direct, adică știi și dumneavoastră, știi? Da. Politica lor. Cum nu pot să spun eu un cuvânt, să nu, adică cum să vă spun eu dumneavoastră? Vreau să vă întreb, cât ar trebui să fie un salariu la undeva, adică. Ca să fiți mulțumiți, să vă duceți la serviciu cu plăcere. Cât să fie salariu? Eu mă duc pe pielea mea. Eu muncesc din sărăcie, așa, din sărăcie. Muncesc la negru? Da, nu, niciodată n-am umblat la negru. Păi acum aveți carte de muncă? Dar la stat am, tot în, sunt în, așa, în, sunt. Unde lucrați dumneavoastră? La unde e serviciu? Așa, cum au lucrat dumneavoastră, cum... Indiferent cum așa, am lucrat așa. Nu găsește de muncă. Nu găsește. Ce face românul care nu-și găsește de muncă, ce face? Care nu găsește de muncă, unii le place să fure, uite cum sunt eu.
Unul, mă refer la mine, intru peste la în casă sau intru și... Mai face și de-astea? Mai... Să face. Poate, să ce vă împinge? Nevoia? Sau... Sărăcia. Păi dacă n-ai ce să mănânci, dacă n-ai ce mânca, dom'le, îndeamnă, n-am rabd odată. Rabd două săptămâni, rabd două, dar trebuie să mă duc să-i spun lui ora găină. Ați încercat să vă căutați de muncă, dar... Am încercat, dar nu. Pentru că nu e de muncă la noi. Aici și așa, de exemplu, dacă mă duc la domnul primar să-i spui, domne, vreau, uite, am copii buni de muncă. Sunt tineri, am 3 copii. Spune, n-am de muncă. Deci... Lucrurile astea vă împing să... Faceți diverse lucruri, dacă... Da, să uite de fel. Poliția, ați avut probleme? V-a prins vreodată? Să știți că cu poliția nu am avut niciodată, dar... Cum ați reușit? Uite, mai bine așa. Vă pricepeți un pic, adică... Mă cam pricep. Românul trage, are așa în el să muncească, să... Trage până lea dracu. La orice. Trage până lea dracu. La orice. Și când vine ziua salariului, vedem pe fluturașul. Nu, zice patronul, zice, nu, azi nu avem bani, dar zice, vi aducem săptămâna viitoare. Românii nu sunt deloc leneși, este o idee vagă. Românii au demonstrat peste tot când s-au dus. Și foarte de eroism a făcut ăla în Germania. Cum muncesc peste tot în Italia, femeile noastre sunt sluge. Sunt slugi italienilor pentru bani. Noi am fost un popor foarte harnic. Pe noi nu ne-a trădat niciodată și nu ne trădează niciodată. Să spunem că suntem români, că suntem mândri, că suntem români. Nu suntem lași. Nu suntem leneși, nu? Absolut deloc leneși. Patronii care mai au un magazin de colea până acolo angajează fetele care termină școala cu studențial, nu știu cum, angajează fetele, dar pe ce bază? Care e mai frumoase? O ține două, trei luni, profită de ea, dacă nu poate să profite de ea, o dă afară, dacă profită de ea, o mai ține așa, nu știu cum, ca să o țină pentru el. Și de-aia pleacă lumea din țară, n-are servici, n-are nimica. Ia să acorde ei servici, ăștia care stă în parlament, să acorde ei servici. V-ar plăcea să vă dea un serviciu ăștia? Normal că mi-ar plăcea. Cu totul că sunt și un pic bolnav așa, dar m-aș duce la muncă acolo. A venit cineva să vă caute vreodată, să vă dea un serviciu? Nimic. Muncim în străinătate, în Franța? Da, în Franța, da. În orașul Caen, sunt din 2009. Ce faceți acolo? Ce munciți? Doamne, să vă spun sincer, făceam curățenie la o catedrală și îmi dădea lumea bani, vă spun sincer. Cam cât câștigați pe lună? Pe lună? Păi am venit în 3 luni cu 7.000 de euro. În 3 luni de zile, eu și soție. Uite, mai te îndeamnă, mai fur o găină, dacă o vezi. Mai furi o roșie, mai furi... Dar e mai ușor de furat din străinătate? Acolo din străinătate, da, e mai ușor. De ce? Păi, acolo sunt oameni mai bătrâni, după cum am înțeles și eu pe cineva, și îi fentează. Mai ușor, adică îi corupe, adică cum să vă spui, îi corupe mai repede. Ei sunt unii care nu... Dacă ați avea un loc de muncă, nu v-ați mai ocupat cu așa ceva? Să știți că nu ne-am ocupat. Nu, domnule, nu. Deci aș ști că lucrez de 8 ore și 10 poate. Aș lucra, dar aș ști că aș fi pe neam. Un salariu, da, un salariu acolo. Băutură, slăbiciune de băutură, nu mă interesează în halcără de băutură seacă. Eu cât acolo și-o uite cafelul cel mai bun. Și rar așa câte o berică, la cutiuța de berică. Mai degrabă să se dea acolo cafea? Cafea și mici? În cafea și mici, mai rărișor, nu prea des. Așa se merită. Ce să mă fac? Nu prea îmi place ca să mă fac ca la bosunflare. Că nici dimineața n-am poftă de mâncare. De ce? Păi de ce? Nu prea îmi place din cauza că mi-e drag de cafeluța aia. Așa beau că doresc din ea. Mai beau câte o guriță, mai fac ce pop în grădină, mai mă pușor de colo-colo. Acum, din satul ăsta, mă duc până la sfârșitul satului și mă întorc înapoi. Da, faceți așa, o plimbare? Păi, mai fac și eu câte o plimbare. Și nu-ți dă nimeni. Dar de arunca mâncare vi se întâmplă vreodată? Niciodată. Câte lumea și pe votul n-am pățit-o pe asta. De ce n-ați aruncat mâncare niciodată? Sau cum ați făcut să nu aruncă? De cum? Să-ți dea cineva, uite, îți promit, să moară micuros dacă te mete să primești, mănânci. Dacă nu-ți dă nimeni, poți să te duci cei de la unul sărac sau de la unul bogat, nu-ți dă. Cât am eu salariul? N-am nimic. Ce bămâni și bămâni ar cine. De ce nu vă duceți undeva la să vă angajați, să vă duceți să vă aveți carte de muncă? Parcă ești prim-ministru, mă. Nu, vreau să vă... Ideea e că sunt salariile mici.
E și ăsta un motiv, asta zic? E un motiv, eu n-am niciun motiv, deci, da, nu aveți niciun motiv. Eu sunt bețiv din meserie și beau în continuare, da. Și bani, de unde faceți rost de bani? Cine să gândește, ăla muncește. Acum spun ăstea din guvern că tot o la că vor să impoziteze munca asta la negru, dacă nu plăti. Eu nu, la negru nu am la niciodată cu plătite. Impozit la tată le-am dat, le-am vântuat în... Deci nu lucrați la negru? Nu, n-am lucrat. Deci intră la pușcărie ăștia cu la negru? Da, că... eu am dat tot. Ce mă filmez, da, eu ce bine. Bă, arătă bine. Arătă bine, ok.